Vreau să comentez decizia Curții Constituționale de săptămâna trecută. În primul rând, vreau să salut această decizie. O consider întârziată, dar necesară. Câteva lucruri importante în această decizie. Primul lucru. Președintele țării nu poate fi suspendat pe 5 minute și transmise competențele speakerului sau premierului, așa cum se făcea în timpul lui Plahotniuc. Dar duceți aminte. Chiar în această sală, de mai multe ori, am declarat că ceea ce s-a făcut, s-a întâmplat în anii 2017-2018, a fost un lucru ilegal. Când președintele țării, prin decizia Curții Constituționale, a fost suspendat temporar pentru a permite cuiva să semneze decrete în locul lui. Curtea Constituțională, în sfârșit, prin decizia sa, a pus punct în acest subiect. Întârziat de ce? Pentru că Comisia de la Veneția despre acest lucru a spus încă în luna iunie-iulie anul trecut. Dar important că acest lucru este clar în această decizie de săptămâna trecută. Al doilea lucru important, în ceea ce ține de înaintarea candidaturii primului ministru. Aici Curtea a spus un lucru foarte important. Majoritatea parlamentară formalizată poate înainta o candidatură care președintele ar trebui să o accepte. Ce înseamnă majoritate parlamentară formalizată? Conform regulamentului Parlamentului, legislația în vigoare, majoritatea parlamentară se anunță la ședința Parlamentului. Nu semnarea 51 deputați în cabinet, nu știu la cine, pentru o candidatură la funcția de prim-ministru. Se anunță în ședința Parlamentului. Eu cred că în acest Parlament, o astfel de majoritate formalizată în ședința Parlamentului, fără participarea noastră, practic este imposibil. Tot Curtea Constituțională a specificat încă un lucru, că președintele țării, dacă nu acceptă această candidatură, atunci se începe procedura constituțională. Ce înseamnă lucrul ăsta? 67 deputați trebuie să voteze pentru suspendarea președintelui. În acest Parlament nicio șansă. Dar chiar dacă se întâmplă acest lucru, peste 30 de zile trebuie să aibă loc referendum la care trebuie să voteze pentru demisia președintelui cu cel puțin plus un vot față de numărul de voturi care a votat pentru președinte 4 ani în urmă. Adică 836.000 de oameni. Ceea ce, de asemenea, este imposibil în această situație. Deci, salut decizia Curții Constituționale, întârziată, dar necesară.